Programul de realizare a Sistemului Național Antigrindină și de Creșterea Precipitațiilor se află în etapa 23-a, iar implementarea acestuia va continua până la crearea în România unui sistem național coerent, în măsură să asigure protecția populației și a economiei la efectele și pagubele provocate de căderile de grindină și a secetei severe. Se arată într-un comunicat al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Care sunt obiectivele pentru această etapă, vă spun imediat colegii mei de la site-ul agrotv.ro Pe site-ul meu, în secțiunea Transparență decizională, a fost postat proiectul de hotărâre a Guvernului privind aprobarea obiectivelor etapei a 23-2023 -a, a programului de realizare a Sistemului Național Antigrindină și de creștere a precipitațiilor pe perioada 2010-2024. Autoritatea pentru administrarea Sistemului Național Antigrindină și de creștere a precipitațiilor este instituția inițiatoare a actului normativ și se află în subordinea MADR. În cadrul acestei etape de realizare a Sistemului Național Antigrindină sunt prevăzute ca obiective centrele zonale de coordonare Moldova, Muntenia și Transilvania. Fiecare centru zonal va derula în perioada următoare studii, proiecte tehnice, execuții lucrări, achiziții de echipamente și dotări pentru centrele de combat a căderilor de grindină, precum și studii de fezabilitate pentru unitățile de creștere a precipitațiilor din zonele amintite și proiecte tehnice și execuție lucrări parțiale pentru înființarea de noi grupuri de combatere a căderilor de grindină. Pentru finanțarea acestor obiective este necesară suma de 27 de milioane de lei credite bugetare și 86 de milioane 650 de mii de lei credite de angajament. Reprezentanții mea de precizează că cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii, propuneri sau sugestii în termen de 10 zile de la data publicării pe adresa de e-mail